Cine e Irina Fodor, noua prezentatoare de la Asia Express 2021? Frumoasa prezentatoare a înlocuit-o pe Gina Pistol. Frumoasa prezentatoare a înlocuit-o pe Gina Pistol la Asia Express, sezonul 4, dar și la Chefii la Cuțite, sezonul 9. Irina Fodor este noua prezentatoare de la Asia Express 2021, după ce Gina Pistol a devenit mămică. Totodată, Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina și la show-ul culinar, Chefii la Cuțite. Irina Fodor este o persoană cu experiență în televiziune. Frumoasa soție a lui Răzvan Fodor a lucrat ca reporter, dar și coprezentator la Vocea României. Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr. Să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după Chefii la Cuțite va urma atât de repede un alt proiect. Apoi, când mi-am dat seama că întrebarea mi-e direct adresată, mi s-au înmuiat genunchii. Am plecat năucă după discuția asta, cu promisiunea că a doua zi dau un răspuns ferm. În mașină, în prima intersecție, mi-au dat lacrimile. Nici nu știu de ce. De bucurie că mi se întâmplă mie sau de tristețe că plec două luni departe de copil, de soț și de toată familia. Recunosc, îmi e teamă de necunoscut, de amploarea competiției, de provocările care ne așteaptă acolo, dar, pe de altă parte, când auzi povești de la foști concurenți, iar eu am unul chiar în casă, îți dorești să faci și tu parte din experiența asta care îi marchează pe toți cei care au trăit-o. A mărturisit Irina Fodor pentru A1.ro. Irina Fodor, Oase și Marius Damian vor fi gazdele emisiunii Asia Express 2021. Irina Fodor va coordona concurenții plecați pe drumul împăraților. Oase le va face cunoștință cu personaje locale. Le va povesti mai multe despre misiunile și jocurile din competiție, iar Marius Damian va fi în continuare povestitorul. Personajul care vorbește despre istoricul locurilor în care se desfășoară concursul, despre ineditul fiecărei țări. Marius Damian. Mă simt un fel de veteran, iar noul look cu barba ajută. Pe bilet scrie povestitor și asta mă face să aștept prima impresie de poveste. Oase. Sunt foarte, foarte emoționat că după un an foarte greu pentru mine am șansă să fiu din nou parte din acest proiect. Este tot ce mi-am dorit și sunt fericit că echipa de producție a avut încredere în mine,
iar acum pot spune din nou că Asia Express continuă. Sezonul ăsta ajung împărat.